Vești bune pentru cetățeni, severinenii care obișnuiesc să își petreacă zilele de vară la ștrandul municipal o pot face de mâine, 1 iunie, deoarece totul a fost pus la punct în cel mai mic detaliu. Începând de astăzi, suntem pregătiți să dăm drumul la sezonul estival. Spui, te rog, ce lucrări s-au făcut aici și dacă suntem pregătiți să primim de chiar de mâine severinenii să vină în număr cât mai mare. După cum vedeți, s-au înlocuit toate materialele deteriorate. Am umplut plaja cu sezonguri, am mai montat ca element de noutate o pompă nouă pentru extragerea de apă structuroasă, să se umple bazinele mai repede pentru... Asta înseamnă că o să facem mai... Umplerea să vă facem mult mai repede. Toaletele, vestiarele, toate elementele care țin de divertisment, spații comerciale, avem asistență medicală în caz de... se întâmplă ceva neregulă. Avem organele de control, poliția locală în speță, unde va aduce la dispoziție către toți care utilizează să nu intre îmbrăcați și se va lua măsurile necesare. Bun, în rest, putem primi cetățenii cu toate dotările necesare pentru un confort extraordinar până la sfârșitul sezonului. Vara a venit mai devreme anul acesta, luna mai fiind cea mai călduroasă din ultimii 10 de ani, astfel că s-a dat startul sezonului estival. Începând de astăzi, suntem pregătiți să primim severinenii la ștandul balnear. După cum vedeți, deja bazinele sunt în proces de umplere. Prețul la intrare este același ca anul trecut. Domnul primar chiar a insistat să nu mărim prețul anul acesta. De luni până joi este gratuit la pensionari și la copiii sub 10 ani. Iar de vineri până duminică este 5 lei. Sperăm că vremea să țină cu noi și să avem o vară cât mai frumoasă și cât mai lungă. Autoritățile locale au intervenit cu lucrări specifice de pregătire a zonei de agrement, efectuându-se revizia echipamentelor și a instalațiilor, care asigură funcționarea bazinelor. Ca de fiecare dată îi primim cu toate dotările necesare unei bune petrecere a verii. Avem mobilierul schimbat, avem zidit și înlocuit tot ce ține de bazine, toaletele, vestiarele. Am mai montat o pompă, după cum vedeți, pentru umplerea bazinelor mai repede. Apa este bogată în sulf, cupru, fier pentru tratamentele articulațiilor, sistemului nervos. Ne dorim ca să putem să avem o vreme bună. Îl deschidem pe acesta, maxim într-o săptămână, avem terminat și ligheanul, să putem băga apă pentru petrecerea timpului liber. Ștrandul municipal din Schela Cladovei este deschis zilnic între orele 8:20. Intrarea este de 5 lei, iar de luni până joi, pensionarii și copiii sub 10 ani au gratuitate.